Anchetatorii au recurs la această metodă pentru ca edilul să fie obligat să își achite datoriile. S-a dispus instituirea sechestrului penal în vederea recuperării pagubei produse prin săvârșirea infracțiunilor pe bunuri imobile aflate în posesia efectivă a inculpatului, respectiv asupra unui teren în suprafață de 1200 metri pătrați și a construcției plus anexele, toate situate în comuna Padeș, stabilindu-se că acestea aparțin inculpatului Troacă Mihăiță Gabriel. Potrivit anchetatorilor, Mihai Troacă, în calitate de administrator de drept și de fapt al unei societăți comerciale, în perioada 2009-2012, nu a înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale scale de vânzare bunuri și de prestări servicii și implicit a veniturilor realizate. Prejudiciul creat astfel bugetului general al statului fiind în sumă totală de peste 2 milioane și jumătate de lei. Pe numele primarului a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile. Între timp, avocații lui Troacă au făcut recurs la Curtea de Apel Craiova, dar demersul a fost respins.